Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Actualitatea Mara Media. Despre alegerile de vineri discutăm în cadrul ediției de astăzi. Este vorba despre alegerile organizației județene PNL Maramureș. În sfârșit, organizația va scăpa de această perioadă a interimatului, o lungă perioadă a interimatului. Invitatul ediției de astăzi este președintele CODA Maramureș, președintele filiale PNL Baia Mare, Călin Bota. Bine ați venit în studioul nostru. Bine v-am găsit. Așadar, după cum spuneam, vineri se încheie interimatul și la organizația județeană a Partidului Național Liberal Maramureș, 28 aprilie, filiala PNL Maramureș își alege președintele. Să ne spuneți câți candidați și-au exprimat intenția sau și-au depus candidatura până astăzi pentru șefia PNL Maramureș? Până duminică, la ora 24, când a expirat termenul de depunere a candidaturilor, da. S-au depus candidaturile 3 persoane pentru funcția de președinte, 2 persoane pentru cele 2 poziții de prim-vicepreședinți, 13 candidați avem pentru cele 10 posturi de vicepreședinți și 35 de candidați pentru a ocupa cele 17 poziții de membri ai Biroului Permanent Județean. Cine sunt cei 3 candidați care doresc șefia acestei organizații? Bogdan Ionel Ovidiu, Onița Ivașcu, Daniela Maria, respectiv Dan Hotico. Sunt cei 3 candidați pentru președintea filiale Maramureș, care mai pot renunța dacă... Sigur, se pot renunța, doar doresc. Că nu se mai pot depune candidaturi altele decât cele care au fost înregistrate până în acest moment la sediul filialei, în atenția președintelui Biroului Permanent Județean. Sunteți liberală cu state vechi. Cum a fost această perioadă a interimatului pentru PNL Maramureș? O lungă perioadă. Vă referiți la perioada mea de interimat. A fost una extrem de concentrată pentru că am preluat conducerea acestei filiale într-un moment extrem de delicat și după o lungă perioadă de așteptare în care la nivelul filialei Maramureș a Partidului Național Liberal nu a existat o conducere legitimă, o conducere statutară. Motiv pentru care pot să spun că a fost foarte concentrată această perioadă pentru că a fost foarte mult de lucru, a fost foarte multe chestiuni care au rămas nerezolvate în perioada respectivă și care au trebuit toate într-un timp extrem de scurt să le acoperim pe toate. Sigur că nu am reușit să facem tot ceea ce era necesar, însă în planul obligațiilor statutare primordiale pe care le-am avut, cele de a organiza alegerile în filiala Maramureș, eu cred că această comisie, din care am făcut și o parte, s-a achitat cu brio de aceste atribuții. Și spun acest lucru din perspectiva faptului că la nivelul celor 76 de unități administrativ-teritoriale cât are județul Maramureș, am reușit să finalizăm alegerile în 65. Au rămas doar 11 localități în care nu au fost finalizate alegerile, un oraș, respectiv Sălișa de Sus, și 10 comune. Iar în perioada următoare vor fi finalizate și alegerile în localitățile respective. Probabil că dacă mai aveam o săptămână la dispoziție, am fi reușit să le finalizăm și pe cele care au rămas. Dar care au fost motivele pentru care aici nu s-au organizat alegeri? Nu sunt organizații care nu sunt deja? Sunt constituite, nu sunt la un nivel la care să se poată organiza încă alegerile. Mai trebuie lucrat puțin acolo pentru a asigura un fundament care să permită selectarea unor persoane să candideze și să fie alese. Și trebuie puțin lucrat acolo la nivelul organizației, oamenii mai trebuie interesați, mai trebuie să știe de ce sunt în partid și care sunt scopurile pe care le urmăresc, să se simtă conectați la filială, iar acest lucru necesita un timp și o abordare pe care nu am avut posibilitatea să o manifestăm și să o alocăm în acest moment. Să înțeleg că ar mai fi nevoie de membri. Întotdeauna e nevoie de membri, chiar și într-o organizație cum este Sighetul Marmației sau Baia Mare, ai nevoie de membri. Pentru că forța unui partid stă în numărul membrilor și susținătorilor pe care îi are. Cum s-au derulat în primul rând alegerile în cadrul filialelor din județ? Unde ați întâmpinat probleme? Am avut probleme doar cele care au fost semnalate în mass media la Sighetul Marmației. În rest, lucrurile au decurs absolut normal și corect. Sigur că m-aș fi bucurat ca în multe locuri concurența să fie puțin mai accentuată, să fie mai mulți oameni care își doresc să candideze și să obțină poziții la nivel decizional, politic, fie local, pentru că la nivel județean lucrurile stau puțin mai bine, există concurență. Eu sper că vom ajunge în perioada următoare și la acest lucru, dar dat fiind faptul că la nivelul filialei a existat această perioadă tampon în care nu s-a întâmplat nimic,
a creat o stare de letargie în rândul membrilor liberali, pe care noi am avut datoria să încercăm să-i scurt-circuităm și să-i scoatem din această stare. Sigur că această scurt-circuitare nu trebuia să aibă efectul la ceea ce s-a petrecut la Sighet, dar eu cred că în perioada următoare vom reuși să rezolvăm aceste situații și să readucem meritocrația în prim planul Partidului Național Liberal. La Sighet alegerile au fost contestate. Da, s-a depus o contestație, însă eu am certitudinea și siguranța că alegerile au fost derulate în mod corect, statutar și legitim și s-au respectat toate dispozițiile statutare aplicabile în materie, pentru că aceste alegeri au fost pregătite într-o primă fază în data de 11 aprilie, având suportul logistic al unei echipe venite de la Secretariatul General de la București. Am avut doi secretari generali adjunți prezenți atunci aici și cu care am discutat toate problemele care au fost semnalate și am găsit împreună soluțiile pentru a le remedia. Le-am remediat chiar atunci, doar că, din păcate, nu a existat înțelepciune din partea ambelor părți prezente atunci în sală ca aceste lucruri să se poată derula în condiții statutare în continuare. De aceea am luat atunci decizia să întrerupem acea ședință a Comitetului de Coordonare Local, să-l reprogramăm, astfel încât anumite elemente să poată fi verificate cu mai multă siguranță și în sala respectivă să participe, în sala de ședințe să participe doar membrii Partidului Național Liberal cu adeziuni valide și cotizații achitate la zi. La Strâmtura, care a fost situația? La Strâmtura nu a fost, a fost o situație care a fost creată în mod artificial, tot de către doamna Onița, din păcate, pentru că președintele de organizație era plecat din localitate, el lucrează în Franța, mai are afaceri în Franța, ceva de genul acesta. A ajuns la adunarea generală, acolo a fost prezență o mulțime de oameni și m-a sunat să-mi spună: domnul președinte, dar nu se poate ține aici adunare, nu se poate ține Comitetul de Coordonare Local pentru că sunt oameni care nu sunt membri ai Partidului Național Liberal. Și l-am dat: dar domnul președinte, eu trebuie să vin la Strâmtura și să las în sală doar pe membrii Partidului Național Liberal? Păi nu. Păi atunci vă rog să luați măsuri și să asigurați condițiile necesare desfășurării acestui Comitet de Coordonare Local statutar. Dumneavoastră mi-ați transmis lista cu membrii care au achitat cotizația, da. Păi aceia pot să participe la acest comitet și aceia pot să voteze. Apoi m-am lămurit. Păi zic, dacă m-am lămurit, dumneavoastră ce contestați? Că dumneavoastră în calitate de organizator al alegerilor contestați modul în care se desfășoară alegerile la dumneavoastră. Am înțeles despre ce este vorba. V-am spus, deci a fost inflamate spiritele tot de către doamna Onița, care le-a facilitat formularea acelei contestații, a transmis-o și către filială și către secretariatul general și mai ales a transmis-o și către organele de presă locale, fapt care, din punctul meu de vedere și din punct de vedere statutar, este nepermis, pentru că aceste chestiuni trebuie reglate și soluționate în interiorul partidului. Sigur că și opinia publică este importantă atunci când au loc astfel de evenimente, dar un membru de partid serios încearcă să-și rezolve problemele în interior, adică rufele le spălăm în interior și afară ieșim cu mesajele politice, nu cu răfuielile personale pe care le avem. Eu cred că acesta este mesajul pe care am reușit să-l transmit, iar dacă n-am reușit, o să încercăm în perioada următoare să remediem acest lucru, și anume faptul că Partidul Național trebuie să se manifeste în plan public cu mesaje care să ajungă la sufletul și la mintea cetățenilor, astfel încât să determinăm să ne voteze. Nu faptul că eu la un moment dat am o opinie diferită față de Felician Cerneștean, Marinel Covaci, Cristian Niculescu sau Oros Alexandru, cu asta trebuie să ies eu în presă. Am enumerat acum câteva persoane fără să inducă ideea că aș avea un conflict cu acestea, dimpotrivă sunt prietenii mei. Dar dacă avem ceva de clarificat în interior, clarificăm acolo. Sunt, dacă ajungem la un conflict, sunt structuri statutare care sunt chemate și au dreptul și obligația să le clarifice. În rest, în spațiul public trebuie să ieșim pentru a purta mesaje și a transmite semnale care să ajute Partidul Național Liberal în demersurile pe care le întreprinde. Dar aceste conflicte nu ajută deloc imaginea PNL-ului categoric la nu. Nivel județean. Categoric nu, însă dacă au trecut atât de mulți ani de la ultimele alegeri statutare care au fost organizate în Partidul Național Liberal, trebuie să ne și asumăm acest lucru, pentru că, după cum vă aduceți aminte, întotdeauna la alegeri spiritele se mai agită, oamenii se mai inflamează, unii își doresc mai mult decât pot, alții vor mai mult decât
ar trebui, sunt alții care, dimpotrivă, nu doresc să obțină ceea ce li s-ar cuveni. Și atunci apar tot felul de manifestări și tot felul de situații care, în condiții normale, nu ar fi posibile. Dar trebuie să ne obișnuim, este un demers democratic și cu care, până la urmă, ne întâlnim odată la 5 ani și când alegem președintele României și odată la 4 ani când alegem Parlamentul sau când alegem structurile decizionale locale, Consiliul Local sau Județean. De cât timp n-au mai fost alegeri de 5 ani în această organizație sau mai mult? În Partidul Național Liberal, componenta statutare venită din Partidul Național Liberal vechi, nu am avut alegeri din anul 2010. Deci sunt astăzi aproape 7 ani. De când PNL Maramureș nu are un președinte ales. Ales. 28 singurul, aprilie. Ultimul președinte ales a fost copreședintele Mircea Man, care pe componenta vechiului PDL a fost ales, dacă nu mă înșel, în 2012. Cât a ajutat această fuziune cu PDL-ul? Cred că această fuziune, probabil, cu siguranță ar fi trebuit forțată să se realizeze mult mai repede, pentru că, din punctul meu de vedere, prelungirea acestei stări de incertitudine cu conduceri bicefale a creat un spațiu suficient de larg manifestării fiecăruia dintre membrii Marelui Partid Național Liberal proveniți din cele două structuri să se manifeste în contradicție cu celălalt. Dacă în parcursul primelor 6 luni s-ar fi clarificat aceste diferende prin alegeri la nivelul organizațiilor locale și al filialelor județene, chiar dacă și atunci ar fi fost unele, să spun eu, dezbateri mai aprinse, lucrurile s-ar fi clarificat și în anul 2016 am fi pregătit alegerile locale pe structuri așezate statutar, chiar cu contestatari locali, chiar cu grupuri de opoziție în interior, dar oameni care înțelegeau care sunt majoritățile. Și atunci când vrei să schimbi ceva, ori îți convingi o parte din majoritate că ideile tale sunt mai bune și prin vot determină o schimbare, ori pur și simplu te raliezi celor care la un moment dat au majoritatea și pornești la o bătălie încercând să rămâi în formație și să câștigi împreună cu ei războiul pe care l-am pornit. Și cum mă refer la război, mă refer la aceste bătălii electorale pe care Partidul Național Liberal nu a reușit să le termine în termenii așteptați la nivelul județului Maramureș. Obiectivele organizației după alegerile din 28 aprilie, care sunt? Să luăm prima dată filiala de la Baia Mare, unde ați fost ales săptămâna trecută președinte al acestei filiale. O filială cu care ar trebui să aibă o mai mare implicare în comunitatea băimăreană. Da, organizația Baia Mare este un obiectiv prioritar nu doar pentru mine, ci și pentru întreaga filială, pentru că dacă vrem să discutăm în perioada următoare despre renașterea Partidului Național Liberal în Maramureș, acest lucru nu se poate realiza fără un set de măsuri consistente la nivelul organizației Baia Mare. Pentru că în condiții normale, în termeni normali, organizația Baia Mare ar trebui să reprezinte 30-40% din ceea ce înseamnă filiala Maramureș a Partidului Național Liberal. Acest lucru, din păcate, în ultima perioadă nu s-a întâmplat și nu s-a întâmplat tocmai datorită faptului că, așa cum am afirmat adineauri, am avut această foarte lungă perioadă de interimat, o foarte lungă perioadă în care conducerea a fost una bicefală, o foarte lungă perioadă în care, prin schimbarea conducerilor în mod succesiv, oamenii nu au mai știut la cine să se raporteze, nu au mai știut care este calea și care este țelul acestui partid la nivel local. E o provocare, pot să spun, să încerci să aduci marea masă a simpatizanților liberali înapoi în jurul partidului și să refaci structurile de partid la nivelul celor pe care le aveam una sau cealaltă dintre componentele actualului partid în anul 2012 sau chiar 2008. A contat și faptul că nu a existat un lider vocal și stabil la această filială în acești ani? Eu cred că a contat faptul că nu a avut un lider stabil, pentru că dacă luăm în discuție istoria, ultimul președinte ales pe structura vechiului PNL a fost Mircea Mecea, care a fost demis în 2013, după care a fost numit președinte interimar Popovidiu, după care a fost ales președinte Grațian Taloș, care a demisionat, a fost numit un alt președinte interimar, a fost ales Gabi Ardu Sătan, care a avut un mandat de doar 2 sau 3 săptămâni,
A fost numit președinte interimar Mircea Dolha, iar după fuziune Mircea Dolha a împărțit președinția cu Felician Cerneștean, venit de pe structura vechiului PDL, care sigur a fost ales ca președinte în 2012. Au mers împreună din 2014 până în 2016, la începutul anului, undeva în februarie, când a fost numit președinte interimar Cristian Niculescu Țigărlaș. În urma alegerilor locale au fost o serie de mișcări tectonice la nivelul bazei partidului, inflamate din anumite zone, acum nu mai are nicio importanță cauza și cine sunt cei care le-au determinat. A ajuns președinte interimar Ionel Bogdan, care a demisionat după aceea în 16 decembrie, iar din 16 decembrie până în, la începutul lunii aprilie, când a fost desemnat din nou ca președinte interimar Bogdan Timiș pentru a putea asigura cadrul necesar organizării alegerilor la Baia Mare, abia acum avem un președinte ales. A fost o perioadă foarte lungă și foarte grea. Cum am spus, e nevoie ca un președinte să aibă timp să se manifeste la nivelul unei organizații, pentru că trebuie să imprime o direcție și trebuie să imprime un mod de lucru care trebuie să rămână constant multă vreme pentru a se putea justifica eficiența sau ineficiența stilului respectiv. De ce ați ales să candidați la organizația municipală și nu la cea județeană? Ca să fiu sincer, e o provocare mult mai mare să revigorez organizația Baia Mare. Cine reușește să revigoreze Baia Mare va conta întotdeauna foarte mult în Partidul Național Liberal și țin la această organizație pentru că este organizația în care m-am înscris în anul 2000, este organizația cu care sau împreună cu care am avut victorii în campaniile electorale din 2004, din 2008, în 2012 și cred că le putem replica. Cred că Baia Mare este un bazin de voturi liberale foarte consistent, dar care trebuie valorizat și valorificat cu oameni serioși. Și eu cred că Baia Mare are oameni serioși și are mulți simpatizanți ai Partidului Național Liberal, a principiilor și ideilor liberale, care așteaptă să vină alături de noi. Doar că trebuie să le oferim șansa de a se manifesta și șansa de a-i asculta. Se știe că în municipiul Baia Mare, sau cel puțin pentru municipiul Baia Mare, există acea comparație cu un fief liberal, după ce am avut un fost primar liberal și pe Cătălin Cherecheș l-am văzut în acest partid pentru o scurtă perioadă. Da. Adică trebuie, e destul de greu să așa reveniți este, da, după această pauză. Această fibră liberală, ca să poată fi menținută, trebuie ca mesajul nostru să fie unul care să mențină atenția trează acestor oameni. Sunt oameni care nu pot fi înșelați, oameni care nu pot fi mințiți. Au fost păcăliți de câteva ori, trebuie să recunoaștem acest lucru, nu neapărat de către noi, dar poate și de către noi, pentru că, de exemplu, Cătălin Cherecheș a candidat pentru funcția de primar din partea Partidului Național Liberal atât în 2011 cât și în 2012. Eu cred că noi vom găsi resursele astfel încât să venim cu un candidat serios la primăria municipiului Baia Mare și mai ales să avem propuneri consistente și sustenabile pentru reconstrucția Băii Mari și pentru dezvoltarea acesteia în perioada următoare. În opinia dumneavoastră, cei trei candidați pentru șefia PNL Maramureș, cât de bine pregătiți sunt ei pentru a prelua această organizație? Cred că nu trebuie analizat doar candidatul, cred că trebuie analizată echipa care s-a adunat în jurul unui candidat. Și când spun acest lucru, fără echivoc, mă refer la colegul și prietenul meu, Ionel Bogdan, care sigur că are un avantaj care poate fi și un handicap, faptul că este foarte tânăr, are 30 de ani. Dar în același timp, noi am pornit acum pe un drum, acela de a recalibra Partidul Național Liberal, de a încerca să-i redăm strălucirea și să-l reconstruim, pentru că pornim de la un nivel la care am fost poate doar în anul 2000. În anul 2000, când totuși aveam un primar de municipiu, astăzi nu avem niciun primar de municipiu, avem un singur primar al unui oraș la Târgu Lăpuș și restul de 19 primari sunt în mediul rural. E o provocare imensă pe care o are Partidul Național Liberal, dar prin faptul că primarii acestui partid, consilierii județeni acestui partid au fost adunați în jurul lui Ionel Bogdan în toate aceste demersuri pe care le-am făcut la începutul acestui an pentru a clarifica lucrurile la nivelul județului Maramureș, îi certifică și îi certifică calitatea de a aduna oamenii jurului și în același timp îi oferă șansa
de a obține funcția de președinte a filialei PNL Maramureș. Eu cred că Ionel împreună cu noi, toți ceilalți cazări care suntem în jurul lui, va fi o echipă de doi prim vicepreședinți. Prim vicepreședinți cu sigur vor fi domnul consilier județean Marinel Cova și domnul primar Gabriel Ropan, plus alți 10 vicepreședinți. Îl vom sprijini și prin experiența pe care o avem și cunoștințele pe care le avem, îi vom fi de ajutor. Pentru că biroul permanent județean este o structură de conducere colectivă. Iar într-o structură de conducere colectivă nu contează doar președintele, contează fiecare membru al acelei echipe și contează toate argumentele pe care acești membri le aduc în susținerea diverselor soluții sau diverselor decizii care urmează a fi luate acolo. Spunea Ionel Bogdan într-o postare pe o pagină de socializare că este vremea efortului colectiv. Știu liberalii ce înseamnă acest efort colectiv la care se referă candidatul? Sigur, din păcate, am ajuns în postura să înțelegem acest lucru, pentru că Partidul Național Liberal, și mă refer acum la vechea structură liberală din care provin eu, am fost obișnuiți de maniera aceasta. Aveam lider providențial, Cristian Anghel a fost un astfel de lider care putea să acopere și să rezolve singur în plan electoral între 50 și 70% dintre problemele pe care le avea partidul. Și împreună cu ceilalți primari pe care i-a adunat în jurul lui și cu care făcea o echipă imbatabilă la acel moment, rezolvau problemele la nivel electoral în județul Maramureș, astfel încât PNL-ul să fie principala forță politică a județului. Astăzi trebuie să ne manifestăm ca o echipă. Trebuie să adunăm în jurul nostru oameni serioși, oameni cu resurse, nu mă refer doar la cele financiare, ci la resurse intelectuale și resurse de timp suficient, astfel încât să se implice și să candideze în anul 2020 pentru funcții care să ne readucă în prim plan. Eu cred că vom avea capacitatea să reconstruim organizațiile locale, să aducem în jurul nostru oameni puternici, oameni care se raportează la comunitate corect și mai ales pe care comunitatea recunoaște ca lideri, astfel încât în anul 2020 să ne revenim și să reprezentăm din nou ceea ce am fost cândva. Aș putea să spun că aveți de trecut un mic test în 11 iunie în două orașe importante din județul Maramureș, vorbim despre alegerile din Baia Sprie și din orașul Meni. Da, suntem pregătiți, am început să lucrăm deja în acest sens, n-am să fac acum publice demersurile pe care le facem, ne pregătim și sper să reușim să câștigăm cel puțin una dintre cele două comunități locale, cel puțin una din cele două comunități locale cu poziția de primar. Dar există astăzi candidați pe care știți că vă puteți baza pentru aceste la orașe? Da, avem cel puțin trei nume de candidați pe care lucrăm și pe care le sondăm astăzi în planul percepției publicului. La Ulmen, de asemenea, se lucrează. La alegerile din 28 aprilie vor participa și liderii de la centru? Da, avem ca invitat chiar președintele Partidului Național Liberal, doamna Raluca Turcan. Va fi prezent secretarul general al partidului, domnul Cristian Bușoi, va fi prezent Ludovic Orban, va fi prezent Florin Alexe, liderul de la sectorul 3 București, va fi domnul Mugur Cosmanciuc de la Neamț, va fi domnul Daniel Buda de la Cluj, și mai așteptăm, va fi președintele PNL Bistrița, domnul Turk Ioan, și mai așteptăm niște confirmări în perioada următoare. N-am văzut candidați liberali din fostul PDL care să fie interesați de conducerea PNL Maramureș. Avem pe funcțiile de prim vicepreședinte, avem pe domnul Ropan, la funcțiile de vicepreședinți sunt mai mulți din partea fostului Partid Democrat Liberal, dar cum am spus și mă repet acum, trebuie să ne obișnuim în perioada următoare să nu mai discutăm despre unii foști sau alții foști. Suntem toți actuali și astăzi suntem toți liberali. Acesta este lucrul care contează cel mai mult și sper că în perioada următoare să reușim să și demonstrăm faptul că am depășit acest moment al unora foști sau al altora foști din alt partid. Domnule Botai, eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune astăzi. Și eu vă mulțumesc, o să vin cu mare plăcere la emisiunea dumneavoastră. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim.
Practic Electrocasnice. Practic tot ce ai nevoie. Situat în complexul comercial din centrul orașului, magazinul Practic Electrocasnice vă întâmpină cu cea mai variată gamă de produse electrocasnice din oraș. Combina frigorifică Arctic la 799,99 lei. Mașină de spălat Studio Casa la 799,99 lei cu un produs electrocasnic vechi la schimb. Aspirator fără sac Samsung la 249,99 lei. Oferim transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate. Practic electrocasnice. Practic pentru toți. Strada Bogdan Vodă, numărul 13A, în complexul comercial. Vino la showroom-ul Merlin Auto. Noul tău dealer autorizat Skoda din Baia Mare te așteaptă cu o mulțime de oferte promoționale, precum și întreaga gamă de modele Skoda disponibile în showroom și pentru test drive. Oferim servicii complete pe parte de servicii, întreținere, piese și accesorii originale Skoda. Vă așteptăm la showroom-ul nostru din strada Dura numărul 1A la ieșirea din Baia Mare către satul Mare. Vino la Merlin Auto, dealer Skoda. Pentru orice eveniment important din viața ta, notează această pensiune. Pensiunea Dolly. Într-o nouă ambianță și cu un stil elegant, cu o capacitate de 400 de locuri, pensiunea Dolly vă așteaptă cu meniuri pentru toate gusturile și cu prețuri începând de la 90 de lei per meniu. Oferim organizatorilor posibilitatea alegerii meniurilor, fie pentru nunți, botezuri, fie pentru evenimente private. Primele 10 rezervări din acest an beneficiază de reduceri substanțiale de preț. Ai notat? Pensiunea Dolly, la ieșirea din Sighet spre satul mare. Nou, elegant și accesibil tuturor. Telefon 0754 948 444. Casa Verde, depozitul unde casa ta prinde viață. Comercializăm la cele mai bune prețuri materiale de construcții, de finisaj interior și exterior, instalații termice și sanitare, vopsele, lacuri, scule și unelte. Vino în showroom-ul de pe strada Gheorghe Șincai numărul 35. Te întâmpină o echipă profesionistă care îți stă la dispoziție pentru ca tu să-ți alegi cele mai bune materiale pentru construcția ta. Vindem cu plata în rate avantajoase direct din magazin și asigurăm transportul la domiciliu. Oferim bonusuri suplimentare în funcție de valoarea achizițiilor. Casa Verde e pentru casa ta. La Casa Verde găsești capete de stoc la gresie și faianță, cu prețuri de la 16 lei metru pătrat. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. La Palatul Administrativ din Baia Mare a avut loc astăzi ședința lunară a Colegiului Prefectural Maramureș, condusă de reprezentantul Guvernului în teritoriu. Primul punct pe ordinea de zi a fost o informare cu privire la principalele obiective de lucrări vizând infrastructura rutieră din județul Maramureș. Investițiile realizate și stadiul realizării acestora până la data de 31 decembrie 2016, precum și acțiunile prioritare propuse pentru anul în curs pentru drumurile naționale de pe raza județului nostru. Județul Maramureș, practic cum Nairu, compania de drumuri naționale, deține o rețea de 347,240 km de drumuri naționale. Deși multe ori am fost criticați pentru drumurile din Maramureș, cred că Maramureșul din regionala direcție, din cadrul Direcției Regionale de Drumuri, are la momentul actual cea mai bună finanțare, în sensul că în afară de 18B, unde sunt aproximativ 53 de kilometri care nu sunt reabilitare, și respectiv 17C, care leagă județul Bistrița de Maramureș, dar care noi avem SF-ul pregătit. Restul, toate drumurile naționale din județ sunt
în reabilitare și în lucru în acest moment. Vreau să vă spun că la întâlnirea cu premierul și ministrul transportului, pe care l-am informat pe domnul prefect despre acea întâlnire de la Bistrița, la rectificarea din iunie pe N17, 16 km, ne va da finanțarea. Noi avem studiul de fezabilitate terminat. E vorba de o investiție de 148 de milioane de ron, deci practic să face banda a treia pe toți cei împreună 22 de kilometri din Bistrița până la intersecția cu DN18. Referitor la DN18 sunt practic acum în lucru 3 contracte care toate se vor finaliza anul acesta. Am auzit multe povești că nu există finanțare pentru ele, nu s-a pus problema de a nu exista finanțare. DN18 pe care lucrează actorul și am văzut aici le vor finaliza, deci vorbind de zona Gutinii și partea aceea, le vor finaliza până la sfârșitul lui decembrie. Ei au un stadiu de 84 aproximativ, 83% realizat. Mai au zidurile de sprijin, parcări și alte chestii care sunt minore. Și stratul de usură pe care împreună cu domnul prefect, cu poliția rutieră, am dat niște, s-au aprobat un plan de restricții de circulație în perioada când vor lucra din... Da, domnul director, am avut întâlnire cu actorul și poliția și acum zile trecute și am hotărât cel puțin am avut o discuție legată de restricția pe Gutină. Deci ca urmare a faptului că lucrările s-au fost întârziate datorită vremii, da? Am mers pe Gutină, nu știți foarte bine ce probleme am avut. Actorul a solicitat o amânare, deci să nu închidem în iunie, să închidem în iulie. Tot o lună de zile, deci nu mai mult de o lună de zile, dar restricția să se facă doar peste 3 tone de jumătate. Deci autoturismele sau mașinile de transport până la 3 tone jumate să aibă acces pe Gutină. Deci, practic, nu se închide Gutinul, doar peste 3 tone jumate. Cavnicul să fie restricționat la 7 tone jumate, că la momentul ăsta nu este nicio restricție pe cavnic. Va fi restricționat pe 7 tone jumate, iar peste 7 tone jumate să se meargă pe Satul Mare, pe Huta. Asta a fost discuția pe care am avut-o cu actul. De noi am spus că, din punctul de vedere, tot ce depinde de autoritățile locale, noi... În principiu am colaborat și am fost de acord. Reprezentanții de la actor sunt aici, da? Da. Dacă au ceva de obiectat, acum mai au ocazia. Da? Tot e ok? Da. Și am mai cerut, ca și oarecum urgentare a lucrărilor, s-a solicitat montarea parapeților în funcție de cum se merge cu statul de uzură. Deci, automat, în momentul când merge cu statul de uzură, se tot măsură și parapeții ca să se meargă mai repede la mine. Asta ar fi... O să vă sosească documentația în sensul acesta. Bun, referitor la celelalte două lucrări de pe DN18, Moisei Borșa și Borșa Șesuri, deci și acolo, normal, partea de carosabil, eu zic că în procent de 90% constructorul n-ar trebui să aibă impedimente să nu se realizeze partea, cel puțin carosabile, că probabil o să mai rămână lucrări conexe în afara carosabilului, de asta nu se influențează traficul. Noi cunoaștem problema de ani de zile a lui DN18 și chiar era un obiectiv important. Dar știți istoricul lor, știți că s-o rezilea contractul, orice rezilere o însemnat o întârziere între 6 luni și un an, licitații, revaluări și alte probleme. Cum am adine 18, o să vă spun, săptămâna asta am avut discuții cu electrica legat de acel aviz de amplasament, da? Au solicitat cei de la Tehnic Assist să li se facă să li se accepte o eșalonare sau să la plată prin faptul că până la dispoziție o scrisoare de garanție.
Am făcut un final, le-am solicitat să facă o adresă către Electrica și cei Electrica să meargă la Cluj, la regională, să le accepte ideea. Referitor la discuția ce înseamnă Electrica, Transelectrica și EONGAZ sau rețelele de gaze care sunt în România, am avut o discuție cu domnul ministru al transportului Cuxier la București. O să intervină și el pentru că ne întârzie foarte mult cu anumite lucrări, adică pe lângă că faptul că constructorul plătește în avans, mai durează să mute un stâlp dintr-o parte în alta, cel puțin 6 luni, să ne dea un aviz și încă cazul fericit. Din sfârșitul septembrie. Ceea ce nouă nu ni se pare normal, că noi, din punct de vedere a drumurilor naționale, încercăm pe oricine să urgentăm când suntem solicitați să nu punem piedici. Noi simțim o piedică neapărat, dar cred că o tergiversare a lucrurilor se întâmplă și la autostrada Turda-Sebe, s-a întâmplat și la Gilău. Adică după un an de zile îți vine un aviz de la Trans sau de la Electrica de mutarea unui stâlp, ceea ce nu ni se pare normal. Noi am solicitat domnului ministru, domnul ministru săptămâna aceasta, până luni sau marți, săptămâna viitoare, au zis că va discuta cu ministrul economiei pentru a debloca situațiile, că e la nivel, nu numai în Maramureș, și în toată țara aceeași problemă. Deși la ei totul se plătește în avans. Bun. Deci, din punct de vedere al alocațiilor bugetare, deci DN18 va avea toată susținerea companiei și a ministrului transporturilor, fără discuție. Am auzit tot felul de voci în piață că nu o să fie bani. Sunt bani, nu asta e problema. Problema e de mobilizare a constructorilor care de multe ori le convine să stea pe o lucrare, datorită faptului că compania e obligată prin contractele care le aleg să plătească mobilizarea acelor utilaje și mulți profită de chestia asta să tragă de timp. Măsurile care le va anunța ministrul transportului în săptămâne următoare vor fi destul de clare și foarte aplicabile în teren pentru a nu mai întârzia cu lucrările. Și nici nu o să accepte extensii de timp la lucrări dacă nu sunt foarte bine motivate. Să revin la 17, deci din punct cu certitudine va fi finanțat, rămâne singurul drum național 18B-ul. 18B-ul, noi avem studiul de fezabilitate făcut pe 53 de kilometri, dar 2 au fost anul trecut sau când noi am terminat. Noi încercăm să facem această lucrare. Oricum, în prima fază, noi am alocat colegilor noștri de la secția de drumuri naționale mai mare, 1.700.000, care 90% o să-i folosească pe 18B. Știm problemele care sunt pe aparații curente și chiar și periodice încercăm ceva să facem. Din punct de vedere a celor două sensuri giratorii, discuția s-a purtat cu primăria, cu domnul Barbul, am ajuns la o înțelegere cu domnul prefect, un pic de cu comuna Groșii, spune, cu stâlpii de electric, aceeași problemă avem acolo, dar care toate până la urmă s-au rezolvat. Noi avem pregătit bani, cele două sensuri o să fie făcute cu certitudine destul de repede, 2-3 luni. Referitor la lărgirea la 4B. DN1C încă e în garanție. Noi, în principiu, am vorbit cu constructorul care a fost acolo. Ce se întâmplă în momentul noi când intervenim? Trebuie să ne asigurăm garanția, să preluăm noi garanția acestei lucrări. Bun, dacă noi vom afecta cu colegii noștri de la proiectare, lucrează la proiect, dacă vom afecta sau nu structura, noi încercăm să nu afectăm ce e existent, fiecare să-și păstreze partea de garanție. Știu că mai sunt ceva problemă, pentru că noi, colegul nostru, domnul Login de Marți, o să intervină acolo pe drumul reabilitat. E o chestie în care nici laboratorul nostru nu a putut determina, deci au apărut anumite degradări. Le-am dus și la laborator
să zicem, noi suntem un laborator destul de performant, am dus la colegii noștri de la CESIN să vedem ce s-a întâmplat partea axială a drumului. Vorbim de Sighet Vișeu, da, care a fost recepționat. E vorba de 2000 de metri pătrați, de marți o să se apuce de lucru colegii noștri de la Baia Mare. Mai avem o sesizare tot pe reabilitare la Tăud. Fiind în reabilitare încă drumul acolo, noi am singura problemă sau răspuns care îl așteptăm e de la consultanța care e în zonă. Dacă consultanța ne dă răspunsul că el nu intervine în cele 15 zile când au fost acordate să intervină și în zona de Tăuț, e vorba de aproximativ 100 de tone de mixtură asfaltică care le vor face colegii noi de la Baia Mare. În rest, cam asta este din Uniunea Națională. Da. Bun. Acum, dacă aveți mari întrebări sau probleme punctuale pentru partea de grup, noi aici avem primar care, da, domnul primar de la Tăuț Mădărău. Domnule prefect, direct cu dumneavoastră asistență, profit de faptul că este domnul director Cican aici și mulțumesc pentru că a mai fost primit la domnia sa cu un proiect. Este vorba, domnul director, de sensul giratorul de la Tăuț Mădărău, în cer. Pe care am primit, l-am susținut în Consiliul Tehnic Economic la Cluj și am primit aviz. Dumneavoastră ați înaintat documentația la CNADR București, data de 11.05.2015. Domnule director, reiterez importanța acestui sens girator. Actualmente, aproape 200 de gospodării ies direct în european, ceea ce vă dați seama, tehnic. Noi am primit acum de la Agenția de Nord-Vest aviz favorabil pentru modernizarea centrului civic pe această distanță de 1,2 km și în proiectul de modernizare este prins acea bandă de decelerare, plus că domnul Cecan în acest generator mai intră, am făcut un drum de legătură cu zona industrială aeroport, plus încă două drumuri comunale, plus străzile adiacente. Deci, practic rezolvăm circulația pe această porțiune. Actualmente, cetățenii, fiindcă e marcat de naționale cu zonă, cu linie continuă, cetățenii riscă de multe ori să primească, fiindcă intră pe zonă, pe linie continuă și se duc spre Baia Mare. Rezolvând sensul geratorului, noi atunci și fluidizăm circulația în zonă, plus că clarificăm și chestiunea legală de circulație cu oameni. Auzit că este o prioritate pentru reparații curente pe acest segment de drum, dar aș vrea să fac o remarcă, pentru că acest drum, de când a trecut de la drumurile județene, la drumurile naționale 2009, dacă nu mă înșel, este drum național, am avut parte doar de reparații curente, în afară de tronsonul care merge de la Rohia peste Măgoaja către Cășeiu, care, din păcate, ce-am observat chiar pe mei, deja și cu acesta avem anumite lucruri probleme. Eu zic că a trebuit să trecem de la faza de reparații curente DN18B și să găsim soluții financiare pentru a face o reabilitare în adevăratul sens al cuvântului, pentru că nu vorbesc doar pentru aici de față, doar pentru Târgu Lăpuș, avem colegii din comunele învecinate, vorbesc de accesul la Cluj, înspre Baia Mare, pentru tot ce înseamnă depresiunea Lăpușului. Sigur că acest DN, noi zicem DN, dar în adevăratul sens al cuvântului, tehnic vorbind, nu s-a ridicat niciodată la caracteristicile tehnice, să zic așa, unui drum național, cu tot ceea ce înseamnă semnalizări, rupiere, marcaje și așa mai departe. Și aici aș dori, dacă s-ar putea, în viitor cât mai apropiat, studii de fezabilitate, dar să găsim soluții financiare pentru a ne mândri și noi Valea Lăpușului, Țara Lăpușului, că avem un drum național care traversează zona. Doamnelor și domnilor, emisiunea Actualitatea Maramedia de astăzi a sfârșit. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de programele noastre. Să aveți o seară bună!